Bună dimineața! M-am trezit la patru jumate azi dimineața, n-am putut să dorm, m-am mâncat capul, m-am mâncat pielea. Ultimele două zile am folosit un șampon de al soției mele și cred că nu e de acord cu pielea mea. Uh, pielea mea îl respinge și m-am mâncat capul. Uh, m-am frecat în cap toată noaptea. Și m-am trezit azi dimineața, am făcut un duș cu șamponul meu. Mi-a luat câteva zile să-mi iau șamponul, de care îl folosesc eu. Și sper să vă simt mai bine. Uh, toată noaptea și azi dimineață, acum, uh, am avut tot felul de gânduri în cap. Uh, mă gândesc, de ce fac? Ce m-am pus să vă registrez devoțional? De ce? Uh, ai vocile astea care. Uh, 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 eu știu. Uh, noi bănuiesc că noi toți avem vocile astea care ne vorbesc în cap tot timpul. Și. Uh, în timp ce făceam duș, uh, m-am gândit la un alt motiv. De ce citesc Biblia în fiecare zi și. Uh, și mă rog. Că, uh, care pentru mine este un lucru foarte important, este un obicei ce l-am dezvoltat în ultimii ani, în ultimii zeci de ani. Uh, și mă ajută pe mine, mă ajută. Cred că creația, creatura, se face mai bine atunci când se reconectează la creator. Uh, atunci când venim acasă, uh, eu devin mai bine, mă însănătoșesc, mă fac mai bine, mintea mea funcționează mai bine, emoțional, uh, eu știu, îmi creez un, 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 echilibru mai bun, fizic funcționez mai bine, sufletește, uh, uh, sunt mai împlinit, am un oarecare sens, Uh, înțeleg lucrurile mai bine, mă înțeleg rolul, mă înțeleg poziția În toată schema asta care se numește, eu știu, lume, viață uh, Lucrurile sunt mai focalizat, uh, lucrurile, se, lucrurile se adună uh, Nu trăiesc așa de împrăștiat uh, uh, Creația este mai bine când se reconectează la creator Da, și nu este simplu, și nu este simplu. Soția mea, soția mea s-a uitat la primele două episoade. Deci ideea mea este ca să înregistrez exact așa cum sunt eu, exact ceea ce fac eu la timpul meu devoțional de dimineață. Citeți Biblia și mă rog, exact așa și îmi spune soția mea, Wendy. Tu când citești, tu citești numai pentru tine și ai timpul ăsta mort. I-am zis, păi e devoțională, citesc pentru mine și bă, timpul mort e ok, nu, 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 e un lucru rău. Noi fugim de tăcere, de liniște. Și e un lucru, vreau să-l filmez, tăcerea este un lucru bun și vreau să-l filmez exact așa cum este ea. Și mă a zis, bă, poate ea încearcă să citești, să citești pasajul, scripturii biblic, cel citești cu voce tare, să vezi cum e. Asta o să facă dimineața asta, o să-l citesc cu voce tare by the way, soția mea, limba română pentru soția mea este limba a doua. Deci, uh, când s-a uitat, înțelege ce zic eu. Uh, ce zi suntem astăzi? Ce zi suntem astăzi? 4 ianuarie, 4 ianuarie, deja suntem în 4 ianuarie 2023. Deci, ăsta e al treilea episod. Uh, da. Uh, <laughs> deci, cred, cred că noi suntem mai bine, ne facem mai bine. Ne vindecăm chiar când ne reconectăm cu Creatorul. Revenim la poziția la care am fost atunci când Dumnezeu ne-a creat. Și, da, cred că avem mai multă luciditate, gândim mai clar, avem, avem o idee a destinului, a destinației a călătoriei, a, a călătoria procesului de devenire. Uh, și da, asta este un alt motiv pentru care fac lucrul ăsta. Uh, în toată chestia asta cei lume mă ajută să nu-mi pierd mințile, sunt așa de multe voci acolo afară. Uh, eu știu. Uh, pf, uh, poți să fugi după așa de multe lucruri, nu să urmărești așa de multe lucruri, să. să și, și, multe lucruri sunt bune. Dar e, orice lucru e, abuzat sau eu știu, nu este bun, nu? Cât de bun ar fi el, nu? Și cred că mă ajută să-mi păstrez echilibru, balanța. Da, avem nevoie de bani, dar fugim numai după ei, nu-i bine. Avem nevoie de, de, de de oameni în viața noastră, dar să fim sufocați de ei tot timpul, iar nu-i bine. Avem nevoie de mâncare, de exemplu, în fiecare zi, de-aia, mâncând prea mult, iar nu-i bine. Nu? Și așa mai departe. Simt sentimentul ăsta de echilibru. Da, e bine pentru mine. Și cred că reconectându-ne la Creator, la Creator, ne face mai bine. Și cred că dacă fiecare dintre noi se reconectează la Creator, la Dumnezeu, atunci și fiecare își face treaba. Familia noastră experimentează, viața familiei este mai, mai bună. Și bunul ăsta înseamnă așa de multe lucruri, nu? Viața, după aceea viața comunității în care trăim este mai bună. Experiența noastră a vieții este mai... Ne bucurăm de ea. Mai, ne putem bucura de viață mai mult zic eu. Experimentăm o oarecare împlinire, împlinire, satisfacție, semnificație, iar, important, nu? Și asta se întâmplă în sufletul nostru. Când sufletul nostru crește, precum noi creștem ca și indivizi și ne dezvoltăm din punct de vedere fizic, și sufletul nostru trebuie să crească mintea, voința, emoțiile, da. Acesta este un alt motiv pentru care uh, citesc Biblia în fiecare zi și mă rog. și rugăciunea nu este o chestie sta standard citită dintr-o carte de rugăciune sau ceva. Este o comunicare între Sufletul meu și Dumnezeu. Între, între mine și Dumnezeu. Între. eu știu. Deci este o treabă adlib, la liber. Uh, uh, da. Hm. Unde suntem? Uh, ieri am terminat capitolul 1 din Ioan. Deci citim Evanghelia după Ioan sau Evanghelia Apostolului Ioan. Și o să fac ce soția mea a sugerat, Wendy. Să citesc cu voce tare. Deci suntem în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. În nunta din Cana. Și o să citesc cu voce tare, așa cum a sugerat ea. Da? A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea Mama lui Isus era acolo. Motivul pentru care că, cred că n-am văzut. citesc sau citesc în gând este că nu știu dacă intonația mea e, e ok, dacă citesc corect, dacă, dacă sunt atent la toate semnele de punctuație și așa mai departe. Probabil nesiguranța mea. Da. Deci, Nunta din Cana, încep din nou. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Deci este o întrebare, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul mama lui a zis lugilor să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Deci eu citesc din versiunea Dumitru Cornilescu. S-ar putea ca unele cuvinte să fie mai vechi. Vadră, găleată. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului sau mirelui. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcut, făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire, o, oh, nu, nu, altceva. Și a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava-sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Asta este de la versetul 1 până la versetul 12. Deci foarte interesant. Mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Și Isus îi spune, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Adică lasă-mă în pace, timpul meu n-a venit. Și ce am eu de a face cu faptul că ăștia nu mai au vin la masă, la nuntă? O, o chestie, nu știu ce e, cine nu nunul ăsta, hai să vedem o, o, altă traducere. Deci Dumitru Cornilescu, hai să, să vedem noua traducere românească. Femeie, ce-ți pasă ție? Ce-mi pasă mie? Nu mi-a sosit încă ceasul. Mama lui le-a zis slujitorilor, faceți orice vă va spune. Erau acolo șase vase de piatră, după obiceiul de curățire a rideilor, în fiecare începând, încăpând două sau trei măsuri. Iisus le-a zis, umpleți vasele cu apă, și ei le au umplut până sus. Atunci el a zis, acum scoateți din ele și duceți la mai mare lui ospățului. Deci era un MC, un tip care coordona uh, nunta. Mm. Mai marele ospățului a gustat apa care fusese făcută vin, el nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apă știau. L-au chemat pe Mire și a zis, Orice o pune mai întâi la masă vinul cel bun, apoi după ce oaspeții au băut mult, probabil și s-au îmbătat și nu mai știu de ei, îl pun pe cel mai puțin bun, că nu-și dau seama. Nu s-a ținut vinul cel mai bun până acum. Iisus a făcut acest început a lui în Cana Galilei și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. Da. Hm. Deci, tot m-am gândit la de ce a primului semn, primul, primului miracol a fost să transforme apa în vin. Mulți, de exemplu, multe grupări de creștini vorbesc împotriva consumului de alcool, împotriva consumului de vin am citit de-a lungul anilor, am citit o grămadă de explicații, depinde de cine le scrie. Iarăși este foarte important să scriu protestanți, neoprotestanți, evanghelici, nu. Evanghelici pot să fie biserici baptiste, penticostale, depinde cine scrie comentariul la text. Este foarte interesant că noi suntem condiționați cultural să gândim anumite lucruri pe care Biblia le spune și noi încercăm să le gândim cu mintea de acum sau cum am fost noi condiționați să gândim și dăm explicații ca să, eu știu, ca să ne prindă nouă bine sau să să ne susțină poziția pe care noi o avem acum, gândirea, opinia pe care noi o avem acum. Și nu știu dacă Biblia a fost scrisă pentru asta, ca să ne susțină poziția pe care noi o avem acum. Biblia, cred că, formează opinii. Nu trebuie să-mi o susțină pe a mea. Ci eu cred că trebuie să-mi formez opinia după Scriptură. După scriptură, ca și Copilul lui Dumnezeu, de exemplu, ca și creștin, Biblia formează, scriptura îmi formează opinia mea sau gândirea mea. Și atunci trebuie să fac puține exerciții și să mă duc la text, să-mi fac eforturi, să studiez, să văd despre ce este vorba. Și cei care susțin că eu știu. Susțin că consumul de alcool sau Biblia este împotriva acestui lucru. Eu n-am găsit în Scriptură, deci de la Genesis până în Apocalipsa, dacă citești, s-a folosit vinul, alcoolul în Scriptură tot timpul. Ceea ce găsesc eu în Scriptură este, ca și o idee constantă, este că abuzul alcoolului beția este păcat. Ideea de. de. de, de ideea de că noi am fost creați ca să stăpânim în Genesa, dacă citim, noi am fost creați să stăpânim peste lucruri, să stăpânim și nu să fim stăpâniți. Și cred că asta este o idee iară importantă. Și trebuie să discernem. Și când auzim o predică sau un mesaj, citim o carte, nu o luăm așa, trebuie puțină putere de discernere, puțin discernământ. Asta am găsit eu în Scriptură. Echilibru este ok, ca și cu mâncatul, nu? Este ok, dar îmbuibarea, să zicem, nu este ok, este abuz, este mult mai mult decât ai nevoie și devi sclavul mâncării, de exemplu. Nu trăiești ca să mănânci, nu mănânci ca să trăiești, trăiești ca să mănânci. Aici este o discuție mare, dar n-am găsit eu și atunci nu traduc. vinul vin, el a transformat apa în vin. Mai este un pasaj în Evanghelie în care spune că cărturarii farisei, oamenii religioși, erau foarte împotriva faptului că Isus stătea la masă cu băutorii de vin, cu bețivii și. Care, care, și în îmbuibatorii, cu mâncăcioșii, adică cu, cu cei cu, necredincioșii, cu păcătoșii, cu cu cei care uh, 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 erau diferiți sau trăiau o viață diferită decât a, a, a învățătorilor legii, a saducheilor, a, a, a învățătorilor, uh, a oamenilor religioși. Și sus spune că am venit să uh, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și cei care sunt bolnavi, au nevoie de doctor. Da. Deci, primul miracol al Domnului Isus este că a transformat apa în vin. Transformat apa în vin și a făcut un vin foarte bun. Da, interesant, nu? Și toată lumea pune vinul cel mai bun prima dată și după aia la mai puțin bun sau de o calitate mai proastă, după aia când toată lumea e puțin pilită, la nuntă, nu? Dansează și toată lumea prișe, nu mă și nu mă dă seama. <laughs> Dar ce e interesant este că Hristos a transformat apa într-un vin de calitate. Deci tot ceea ce face Domnul Isus să înțeleg că este de calitate. Tot ce face Domnul Sus este de calitate. Hm. Da. Hai să mergem mai departe, să citim a doua parte. Asta este un capitol scurt. Iisus alungă comercianții din templu. Aici suntem în noua traducere românească. Ok, hai să vedem Dumitru Cornilescu, să revenim la el. Că mai toată lumea citește Dumitru Cornilescu. Izgonirea văzătorilor din templu. Paștele iudeilor erau aproape și Isus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Uci, iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească Templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile. Dar el vorbea despre Templul Trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Ce este interesant că Ioan nu vorbește despre. Um, deci, dacă vă uitați la Matei Marcu, Luca este o oarecare scriere cronologică a întâmplărilor. Încep cu nașterea lui Isus, încep cu, eu știu, Elisabeta și Zaharia, cum, cum Elisabeta rămâne însărcinată, cu Ioan Botezătorul și după aceea nașterea lui Isus și există o oarecare cronologie. Ioan nu, nu scrie așa. Am menționat și el lucrul ăsta. Și am verificat, după ce am menționat, ca să mă asigur, Ioan scrie epistola pe la sfârșitul secolului I, deci este, cred că, aproape din ultimele Evanghelii scrise, dacă nu mă șel, iarăși. Și uh, unii, unii spun că scrie pe în jurul anului 90 Evanghelia, da? Uh, și deja uh, celelalte, cred că, erau scrise uh, și el se uită retrospectiv și face sens de toate lucrurile. Domnul Iisus, tocmai de aceea când a înviat din morți, el le vorbea de templul trupului său. deci De aceea când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Deci ucenicii n-au înțeles tot atunci când Iisus le-a vorbit, nu? Acum, un, un alt lucru la care m-am gândit este că eu de obicei, când fac această uh, devoțiune, când uh, timpul meu de citire a Bibliei și rugăciune, uh, toate lucrurile astea le gândesc, câteodată soția mea stă pe canapea și uh, citesc totul în liniște și pace. Ce fac acum este gândesc cu voce tare. Deci s-ar putea, deci dacă zic lucruri care nu sunt. Eu știu, din punct de vedere istoric corect sau ceva, le verificăm, mergeți și le verificați. Deci, nu, iarăși cum am zis, nu. Nu. Uh, 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 scopul nu este să, să comunic adevărul teologice sau eu știu, uh, uh, adevărul istoric să fie exact. Deci, exact vorbesc din tot ceea ce am studiat eu la ani de zile și din ce am predicat, deci și cultura mea este una limitată. Pot să fac greșeli de ai, ai, ai. Da? Deci nu, nu vă luați întotdeauna după mine, să zic așa, dar vreau să zic, vreau să vorbesc, gândesc cu voce tare, ca să zic așa, da? și ei nu înțelegeau tot timpul, deci n-au înțeles tot timpul atunci când Isus le-a spus ceva, ei n-au înțeles acel lucru. Uitându-se în urmă după ce Hristos a murit pe cruce și a înviat, uh, au trecut ani de zile de procesare a învățăturii, a celor ce au ei de la Cristos. Și au înțeles pe parcurs. De aceea și noi uh, nu putem înțelege tot. Citim Biblia. Mama mea citește Biblia de vreo 4. Patru... Mama mea are 83 de ani. Citește Biblia o dată pe an de la cap la coadă. Și după aia, când o termină, o ia din nou la cap. O ia din nou de, de la capăt uh, și vorbesc cu ea și o zis, citesc, citesc și tot timpul văd lucruri noi și tot timpul uh, 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 sunt lucruri care mi-aduc aminte că le-am citit și lucruri care nu mi-aduc aminte că le-am citit și le citesc din nou și văd lucruri noi, uh, 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 înțeleg lucrurile diferit și așa mai departe. Deci noi nu putem să o odată și să înțelegem pentru că. Domnul Sus vorbește în pilde, Sunt lucruri ascunse care trebuie citite și recitite și uh, uh, îmi ia ceva vreme să le procesez. După ce le gândesc, de exemplu, și le procesez, după aceea îmi ia vreme să le însușesc. Noi de multe ori, ce este interesant, noi de multe ori vorbim despre lucrurile pe care le-am citit ca și cum le-am însușit, ca și cum le, le practicăm. Dar ele doar sunt. le-am însușit la nivel intelectual ca și informație, nu ca și adevăr. Nu, 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 nu ne-am însușit acea informație ca și adevăr a, 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 a devenit al nostru, îl practicăm, îl înțelegem, este parte din noi. Nu. Și atunci se face diferența asta. Tot timpul acumularea de informație este mult mai rapidă decât, acumula, decât, decât a decât punerea în practică a acelei informații, nu? De aceea și în viața noastră de credincioși avem sau experimentăm discrepanța asta între, între ceea ce spunem cu gura și ceea ce practicăm. Și de multe ori lumea se uită la noi și ne judecă pe bună dreptate că nu practicăm ceea ce predicăm, să zicem. Ce spunem și există discrepanța asta în ceea ce, ce spunem și ce, și ce practicăm cu adevărat. Și atunci revin și mă gândesc la ceea ce înseamnă credința, adică ce cred eu. Lucrurile pe care spun cu gura le cred sau lucrurile pe care le practic le cred? sunt lucrurile pe care le cred cu adevărat. Și atunci credința este, de fapt, dacă mă întreb pe mine, să lucrurile nu ce, ce spun cu gura că eu cred. Ci lucrurile pe care le practic cu adevărat în viața mea, alea sunt lucrurile care eu le cred cu adevărat. Pentru că le practic și le, mi le-am însușit. Și atunci există distanța asta între uh, informație și însușirea informației și uh, ne ia ceva vreme ca să devenim. De aceea vorbesc de procesul ăsta de devenire. Și ucenicii au fost la fel. Ei n-au. <laughs> Cred că au înțeles lucrurile mai bine după ce Hristos a înălțat la cer și ei au trebuit să petreacă mult timp cu ei înșiși și cu scripturile pe care el le-a scris, din ce și-au adus aminte, nu? Și uh, uh, au procesat acea, acea informație. Deci, ceea ce spune aici și Ioan, deci după 60 de ani după ce s-a înălțat Hristos la cer, aproximativ, nu să zicem așa, Uh, nu, deci iudeii l-au întrebat, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? De răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Păi, iudeii au zis, păi au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu, îl vei ridica în trei zile. Deci, Iisus știa că a luat 46 de ani. El nu vorbea dar ei n-au știut asta că el nu vorbește de templu acela fizic, templu fizic, clădirea. Nu? Ei n-au știut. El le vorbea de despre trupul său. Tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte ce le spusese, că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Deci, tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte. Deci ia ceva vreme. Deci atunci când au auzit lucrul acela, poate unii dintre ucenici nici, nu și-au adus aminte. Ioan își aduce aminte și consemnează, nu? Am înviat din mor și, oh, Isus ne-a spus, uite chestia asta, mai ții minte când a spus chestia asta, a vorbit că că va stricați templul acesta și îl voi reface în trei zile. Păi n-a vorbit despre bolovan și, uh, și mortar și clădire. Nu, vorbea despre trupul lui. Deci trebuie să ne uităm în relația noastră cu Hristos. Trebuie să ne uităm și să înțelegem ce ne spune El. De aceea mă rog, de aceea, doamne ajută-mă să înțeleg. Ajută-mă să înțeleg, deschide mintea mea. Și Duhul Sfânt, eu cred că Duhul Sfânt vine... Și ne ajută. Eu cred că Duhul Sfânt vine și ne ajută. Să înțelegem. Să înțelegem. O, oh, da, despre asta au vorbit Domnul Iisus. Nu vorbise despre clădirea tempului, ci despre trupul lui. Ei au înțeles asta doar după ce Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat. Ah, 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 și după aceea au înțeles. Da. <laughs> deci, noi toți suntem, noi toți suntem într-o călătorie. Și trebuie, take your time, trebuie să ne acordăm timp. Trebuie să ne acordăm timp ca să creștem, să ne maturizăm. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Petrecând timp cu Hristos, El fiind Logosul, El fiind Cuvântul lui Dumnezeu, petrecând timp cu El, creștem, ne dezvoltăm, călătoria asta, devenim în călătoria asta și de asta ideea este să devenim mai mult ca El, ca Hristos. El este șablonul, El este punctul de referință. El este etalonul, nu? Vreau să fiu ca și Hristos. Da. Haideți să terminăm și capitolul ăsta. Isus și cei ce cred în numele Lui, pe când era Isus în Ierusalim, deci suntem în pe când era Isus în Ierusalim, la prasnicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Wow! Da, este ceva la care trebuie să ne gândim. Iisus nu se încredea în ei, în oameni. Deci oamenii credeau în El pentru că vedeau semnele pe care le făcea. Și noi de multe ori venim la El și vrem să ne facă lucruri, să ne vindece. Da, Doamne, o să cred în Tine dacă îmi vindeci Fiul. Da, Doamne, o să cred în Tine dacă o să cred că tu ești real și adevărat dacă îmi vindeci mama, dacă mă vindeci pe mine de cancer. Lucruri foarte importante și uh, nu zic că El nu le poate face. Dumnezeu poate să facă orice, El poate să facă imposibilul și de aceea ne rugăm. Noi credem că Dumnezeu poate să vindece. Dar este atitudinea și abordarea noastră. Voi crede în tine, mă voi duce la biserică. Facem tot felul de dealuri, de, de, de business-uri cu Dumnezeu, de, de, de înțelegeri. Mă voi duce la biserică uh, și nu cred că el este interesat în chestia asta eu cred că el vrea ca noi să îl urmăm de bună voie fără să ne facă nimic. Deci, mulți credeau în numele lui că vedea semnele pe care le face. Păi dacă vezi un miracol în fața ta că un olog e vindecat, că un lepros e vindecat, că un om este vindecat de cancer. Da. Dar voi crede. Și Ioan consemnează. Iisus nu se încredea în ei. Pentru că îi cunoștea pe toți. El cunoaște omul, știe cine suntem și nu se încredea în noi. Deci nu suntem demn de încredere. <laughs> suntem, Nu suntem demn de încredere lui, lui. Suntem niște nenorociți. Și nu avea trebuit să-i facă cineva măturizire despre niciun om. Nu, nu, nu spune mie despre cine sunteți voi, că eu vă cunosc cine sunteți. Eu vă cunosc cine sunteți. Da. Vreau să mă opresc aici. Sunt multe de spus. Devoționalul ăsta este fantastic. Sunt multe de spus. Tată din ceruri sunt în prezența ta. Ajută-mă să înțeleg cuvântul tău. Ajută-mă să mă apropii de tine, Isuse, cu o inimă curată, fără fără agende ascunse. Vreau să cred în Tine, cred în Tine, fără să-mi faci nimic, Doamne. Cred că Tu poți să vindeci, Doamne, cred că Tu poți să -mi faci minuni, Doamne, dar vreau să Te urmez pe Tine de bună voie, pentru că Tu ești binele suprem. Tu ești binele suprem. Tu ești bine pe bun pentru mine tu îmi faci bine. Știu că știi cine suntem noi, eu știu cine sunt eu, încep să mă cunosc pe mine. Și cunoscându-mă pe mine, cunosc oameni din jurul meu. Doamne, vreau să te urmez pe tine, chiar dacă nu-mi faci nimic. Da, Doamne, dăm putere, dăm putere în fiecare zi să te urmezi pe tine. Amin. Amin. Da, vă doresc o zi fantastică. Ne vedem mâine.